Foarte frumos, vorbim despre dragoste, despre mâncare, despre supraviețuire, despre dominicană, despre toate lucrurile frumoase care se întâmplă la Survivor și nu numai, că se întâmplă și niște lucruri mai puțin frumoase, pentru că atunci când e vorba de competiție, este și multă luptă și îndârjire, dar și multă pasiune și iubire. Coleguța noastră, Alexandra Gog, iată, oameni buni, într-o nouă prezentare de primăvară. Da. Bună ziua, Alexandra, și bine ai revenit la pupritul nostru, iată. Coleguțul nostru, Cristi Mitrea. Bună ziua, bine v-am găsit, coleguțul mai mare. Ce mai ai două ceasuri? Ți-a luat jumătate de oră. Ai două ceasuri? Iată, el și Maradona, acest antrenor al echipei noastre. Și o avem aici, alături de noi, pe nimeni alta decât pe frumoasa soție a războinicului Sorin, corect? Bună ziua! Da. Bună ziua! Și pe zi! Stai un pic, deci tu n-ai venit singur aici. Nu. Tu ai venit cu băiețelul vostru. Mm-hmm. Cât are? Doi ani. Salut, hello, tati e războinic. Așadar, oameni buni, astăzi o să vorbim cu Laura despre ce se întâmplă la Survivor, dar o să vorbim și cu Marilena, soția lui Andrei Ciobanu, care va fi în video call cu noi. Da. Iată tehnologia unde ne-a adus. Bun, ce face draga noastră Laura? Cum ești? Cum să supraviețuiești tu acasă la tot ce se întâmplă la Survivor? Încerc să mă bucur, pentru că asta mi-a sugerat Sorin înainte de plecare. Noi ne-am pus o condiție așa unul altuia. Eu l-am rugat pe el să aibă grijă să nu se accidenteze, să nu îl car cu căruciorul pe acasă. Și el m-a rugat să mă bucur, să mă bucur de sezonul ăsta, pentru că în sezonul trecut a fost nasol pentru mine. Eu am suferit foarte tare acasă, el și-a primit foarte mult hate, pe nedrept, din punctul meu de vedere. Iar acum încerc să mă bucur și mă bucur pe bune, adică chiar... Se pare că se descurcă mai bine sezonul ăsta decât sezonul trecut? Mm-hmm. Da. Acum la sezonul ăsta a apărut cu un tatuaj între sezoane și a făcut un tatuaj, da, nu? Și a făcut un leu. Și a acoperit, nu știu, avea alt un mesaj aici. Nu mai știu ce scrie. Costa iubită, ceva. Nu, era un mesaj... De obicei când ai un nume, pac, bagi... Nu, era un mesaj dintr-un cântec. Pentru fosta iubită. Nu, jur, pe bune nu era. Că avea pentru fosta iubită pe mână. Și ăla s-a șters imediat. Nu s-a șters? Nu, cred, da. Glum. Dar nu mă deranjează. Laura, noi suntem foarte haioși aici, observ. Da. Vreau să vă spun că v-am adus un cadou. Mulțumim. Sunt niște turte dulci, personalizate, da, cu fiecare imagine, cu fiecare dintre voi. Mamă, ia uite și cu ai mei, da, și cu coleguțul, da, și cu Ciucă, și cu Greta. Da. Doamne. Se poate mânca, dacă nu mâncați, am cutiuțe în spate separate pentru fiecare și rezistă. Dar tu faci chestii de astea turte dulce? Nu, nu fac, eu le comand. Astea sunt niște cadouri dragi pe care le fac tuturor. Și am gândit să vi le aduc și eu. Greta, în varianta când îți plăcea turta dulce? Ia, mie îmi place și acum, Cătălin. Greta, da? Greta și mie. Nu, eu vreau să zic de Greta, Ciucă, că e o poză de când am fost noi la Cabral, la emisiune, la Ce spun românii. Uite-te aici. Îl avem și pe Ciucă când avea o freză de om normal. Acum ați văzut, Ciucă, e un pic... O avem și pe Alexandra Gog. Ia uite, băi, Alexandra, ce fain. Da, mi-a plăcut poza. Echipa emisiunii noastre în turtă dulce. Coleguțul nostru, Cristi Mitrea. Direct am ales când îmi plăcesc mie turta dulce mult. Să-i Doamne ajută. Și uite și pe ai mei aici. Bă, ce tare, abia aștept să-i duc acasă. E marțipan ăsta. Pe ei, foarte deci frumos. Chiar se mănâncă, se mănâncă. Ce drăguț. Asta o bag aici să nu mai mănânce cineva, să nu mă mănânce. Bun, acum că ne-ai indulcit, înțelegem. Dar să trecem la lucruri serioase. Haide totuși să nu uităm de ce a venit aici, draga noastră, Laura. Voi de cât timp sunteți căsătoriți? Nu ne-am căsătorit, aștept. Nu ne-am căsătorit, așa să mă ceară acum. Dar de cât timp sunteți împreună? De 6 ani. De 6 ani? De 6 ani și am devenit mai serios și evident după ce am rămas însărcinată. Aveți un băiat foarte frumos, să vă trăiască. Iar Sorin, mi se pare, el a fost, a remarcat și în primul sezon ca un tip care n-avea cum să treacă neobservat. Și avea tot... Cu cine aveam atunci? Cu Albert. Cu Albert. Avea meciul, da, găsește câte unul acum... la fiecare ediție cu care se bate. Acum mi se pare că a fost găsit. Acum mi se pare că a fost și găsit și mi se pare că are și barba asta mai biblică, așa, și parcă a mai și slăbit, nu? Adică se descurcă bine și mai calm, mi se pare. Da, păi l-a schimbat băiețelul. Sincer. Deci de la el s-a schimbat. Bă, ce ok. Bun. Mult, deci mult. După nașterea lui Zain, chiar este mult mai relaxat. Zain îl cheamă? Zain Alexander. Tati. Uite-mă pe tati acolo. Cum face tati? Face traseu prin casă. Ce frumos. Haideți să vedem totuși un material care ne arată că între Andrei Ciobanu și prietenul nostru Sorin a intervenit. De câteva zile a intervenit ceva. A intervenit ceva. Gâlceavă din cer. Ia hai să vedem despre ce e vorba.
A apărut Sorin în peisaj, care e prietenul cu Robert de acasă, dar în schimb nu e bun sportiv. Că noi și aveam încredere în un altul și spuneam noi patru în finală. Sunt alții care nu trag sau care nu mai pot, dar acum e Sorin, care nu au ce credea în competiția asta și totuși rămân. Pentru că un colan, pentru că un papagal, pentru că o manipulare, pentru că o chestie și iată că nimeni nu se nimica. Se vede, bună, da. Se vede că Sorin în cățeluș. De ce zic asta? Că dacă el era un războinic adevărat, nu vota pe Maria Chițu, că și-a încălcat cuvântul, că i-a spus la ultima consiliu, că nu se și trebuie promisiune. Și după aia, dacă... Cu zi înainte a făcut promisiune. Da, și dacă el dădea în băieți, automat toți băieții îl expulzau. Și el nu e asumat și nu e pregătit, că el nu e bun sportiv și are nevoie de băieți să țină competiție. Bună ziua, îl susținem pe Sorin din tot sufletul. Este o persoană minunată, ca și familia lui frumoasă. Ne trimite un mesaj Ana Maria. Telespectatorii noștri. Bun. Zic să salutăm și pe Marilena, pentru că și ea trebuie să-și spună opinia aici, fiind soțul, iubitul ei implicat în această discuție, nu? Adică, practic, noi acum ce facem? Dacă soții soților se ceartă la Survivor, noi avem războiul soților, mireselor aici, la noi, la emisiune. Da, da. Iată. Nici ea nu-i căsătorită, nu? Păi da, de asta zic. Marinela, ce faci? Bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor! Bună! Bine, uite, bună, Laura! Sunt undeva în colțul sălii, așteptam să intru alături de voi. Îmi pare rău că nu am reușit să ajung să fiu acolo cu voi. Dar sunt pregătită de acasă să răspund. Cum ți se pare faptul că Andrei a găsit din nou pe cineva pe care să-l atace după ce Jorge a părăsit competiția? Că mi se pare că acum iarăși toată atenția lui este îndreptată spre Sorin de data aceasta. Da, nu știu neapărat. Eu nu cred că este ceva personal față de Sorin. Andrei este puțin mai direct, își spune opinia poate că puțin prea direct și prea sincer și totul, după cum știm, totul a plecat de la, prima remarcă pe care a făcut-o Andrei atunci când a spus că din punct de vedere strategic Sorin este cel mai slab. Și de acolo a plecat totul. Nu știu... Dar nu ți se pare că nu e puțin răutăcios așa când comentează? Adică, ok, fiecare nu, suntem îndreptățiți, avem părerile noastre, opiniile noastre, dar în mod normal, cum am mai zis de 100 de ori, ca să nu deranjezi, ești atent cum împachetezi mesajul. Nu ți se pare că e mult prea franc pentru majoritatea dintre ei? Realitatea este că de la un anumit punct Andrei a început să îl toace și să-l facă la psihic pe Sorin. Nu știu care este intenția, nu știu exact ce se întâmplă acolo, de aceea mi este și foarte greu să comentez. Din punctul meu de vedere, nu văd ceva foarte exagerat, dar, într-adevăr, a început să facă la psihic. Păi de unde stai? Care e limita dintre îl fac la psihic și frustrare sau aroganță? De unde știi tu când îl faci la psihic și când e rău? Când e răutăcios, adică? Păi adică eu îl cunosc foarte răutate. Bine pe Andrei. Da. Eu îl cunosc foarte bine pe Andrei și... Da, îl cunosc pe Andrei și... Auzi, Mitrea, ai terminat cu soția lui Jorge și ai început cu mine acum? Ideea e că funcționează, draga mea, că altfel îți continua ideea. Ideea e că funcționează, asta vreau să zic. Las că vine Andrei să vezi ce-ți face. Să vină Andrei. Nu. Da, bine, doamna Marilena. Stai un pic. Deci, Marilena, tu îl simți pe Andrei că face chestia asta cu un scop pentru a-l stresa pe Sorin, pentru, nu știu, a-l provoca, destabiliza sau presupun că pur și simplu au ei ceva mai vechi între ei de când erau războinici amândoi? Nu am nimic personal de acasă, din punctul meu de vedere. Vrea doar să-l facă la psihic, din punct de vedere strategic și a funcționat. Nu știu dacă ați observat. Păi de ce strategic? Ce câștigă? Atunci... Sunt foarte curioasă. Ce câștigă dacă îl face... Chiar vreau să cred că are nimic, nu cred că are nimic de câștigat, ci faptul că îi plătește cu aceeași monedă lui Sorin. Păi Sorin nici nu-l bagă în seamă, nici măcar nu-l bagă în seamă, serios, chiar nu-l bagă în seamă. Dar cu aceeași monedă, adică cum? Păi asta vreau să știu, cu ce care monedă că nu-l bagă în seamă deloc? Păi și atunci de ce tot timpul aduce în discuție? El spune că nu are nimic cu Andrei și că nu vrea să-l bage în seamă, dar readuce în discuție acel punct în care spune Andrei că este cel mai slab Sorin. Păi nu mă te apără, pentru că Andrei
vorbește el, ne întreba. Deci și în emisiunea de aseară exact. S-a dus la război. Dar nu zis... avem de unde să știm, să știi. Nu avem de unde să știm. Da, avem de unde să știm, pentru că imaginile vorbesc de la sine, serios. Să vorbească soție. Nu, dar eram chiar curioasă de ce ar avea, de ce vrea să-l facă la psihic, pentru că tot Andrei vorbește singur acolo, se duce la războinici. A, și apropo, chiar a recunoscut că are ceva cu el de când era la războinici, doar că n-a putut să spună nimic eu atunci. Eu când zic că e o chestie mai veche... Nu, nu știu dacă e, nu cred. Noi cred că au avut ceva acolo, nu știu, n-au putut cu toate. Uite, iar Sorin a recunoscut că e ciudat, nu înțelege ce are cu el, pentru că el chiar a empatizat cu povestea lui de acasă, a și plâns la poveștile lui, nu înțelege, chiar nu înțelege. Și dar nici eu nu înțeleg. Are Andrei? Păi, cred că au povestit ceva și... în acolo, în camp, habar n-am, nu știu. Deci ce poveste? Nu știu, că asta n-a arătat, no, a spus, doar a spus. Ceva emoțional, personal. Povești, eu știu, dar le dai seama, familie, da, de familie, de... Că toți cred că își povestesc acolo. Marilena știe mai bine că ea a fost și cred că își... Da, da. Da, așa este. Nu, Marilena, păi, dar eu aș vrea voi două să vă înțelegeți bine, că n-aveți voi nicio treabă. Păi, nu, mi-e dragă, mi-e dragă, Marilena. Tocmai, asta voiam să-ți spun. Asta voiam să-ți spun, că îți dai seama, dacă nici tu nu înțelegi, chiar, clar, nu înțeleg nici eu. N-avem de unde să știm exact ce se întâmplă acolo. Mm-hmm. De asta mi-este foarte greu uneori să răspund la anumite întrebări, deși eu îl cunosc pe Andrei într-un fel, îl văd puțin schimbat, nu înțeleg de ce uneori, însă îți dai seama că nici eu nu am de unde să știu, chiar dacă este bărbatul meu, știi? Da, observ că e puțin tensionat sau... încordarea asta vine din ce oare? Că e de mult plecat de acasă? Da, l-a afectat foarte mult plecarea, mai ales că el a petrecut foarte puțin timp cu Tudor, de când îl avem pe Tudor. Și asta am observat de la începutul emisiunii. În ce sens l-a afectat? Ce înseamnă că l-a afectat plecarea? Păi te gândești, că crește copilul, că ți-e dor de el, că e bine, că nu e bine. Deci te ucină avion, iar găsim scuze la toată lumea așa, coleguțul. Bă, dar să-l bate chești. Păi nu, dar dacă păi ți-e rău, stai acasă. La copilul lui, zice Tudor, ieri când a câștigat primul punct, chiar am simțit acolo. Da, da, e greu. Tudor, pentru tine, adică e normal. Pentru toți e greu, nu doar pentru el, pentru toți e greu. Toți au familia acasă, toți au iubitele care... Asumat, e totul asumat. Nu știu dacă știi, dar coleguțul nostru a fost și la un reality show unde efectiv a fost asumat că a plecat acasă. E ușor, mă, să comentăm, e mai ușor. Mai există și această posibilitate ca Andrei să, pentru că am observat că este mai vocal în moment, înainte de un joc de imunitate sau în perioada unui joc de imunitate, cumva ca să-și arate loialitatea față de echipa roșie. E posibil să facă și asta, să le arate celor din echipa lui că, uite, eu mă lupt pentru voi, încerc să te destabilizez, mă iau de războinici, ca să câștige respectul faimoșilor mai mult? Da, eu cred că asta a făcut și în echipa războinicilor și acum o face în echipa faimoșilor. Super. Același lucru a făcut și când era la războinici față de faimoși și acum că a schimbat tabăra, la fel face față de... Și chiar Lola a spus la un moment dat că Andrei își face treaba exact așa cum a făcut-o, cum și-a făcut-o și la războinici. Acum... Marilena, să fie bine, să nu se accidenteze, cred că e primul gând al celor de acasă pentru exact, oamenii ăștia exact. Care sunt de câteva luni acolo și apoi să stea bine și cu psihicul. Îți mulțumim mult de tot! Să rămână! Pa, pa. Și eu vă mulțumesc mult! Pa. Laura, ce poți să-ți doresc? Decât să ai în continuare aceeași forță în fața televizorului, cum le dorim de fapt tuturor celor care mulțumesc, sunt acasă Doamne și susțin partenerii, soții, iubiții, frații la show-ul ăsta. Mulțumesc. Dacă ai putea acum să-i transmiți cu Sorin ceva și el te-ar auzi pentru următoarele 15 secunde. Gândește așa, ai 15 secunde, știi că la ceas, uite, domnul Dan, când pune el cronometru, să bag și-o cronometru meu, 15 secunde, 15 secunde și ești doar tu cu Sorin și doar el te aude. Atenție mare, start! Mi-este foarte dor de tine, te iubesc, te iubim, dar vreau să îi arăt lui Zane că orice este posibil, indiferent de ce spun cei din jur, și pentru el trebuie să câștigi. Mamă, s-a și încadrat. Ce drăguț. Și când a spus asta, să-i arăți lui Zane. Tu îți dai seama că ar mânca pământ acum. Cea mai mare motivație, probabil, da. Băi, vezi? Motivația copilului, întotdeauna și familia de acasă. Îți mulțumim mult de tot. Laura, tu răspunzi pe contul de socializare al Sorin. Oamenii pot să-i scrie acolo cum e pe Instagram. Sorin Pușcaș oficial, eu sunt. Nu sunt foarte activă pentru că mă ocup de cel mic. Dar vă rog, primesc oricum foarte multe mesaje de susținere și le mulțumesc tuturor. Chiar vă mulțumesc din suflet. Sunteți minunați.
Îți mulțumim că ai trecut pe la noi. Iar tu ești foarte tare să aibă baftă tati acolo și să ajungă cât mai departe în competiție și poate chiar să câștige competiție. Doamne ajută. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. Și noi mulțumim. Sărut. Coleguța, fiecare cu turta lui. Dulce, Doamne, iar noi după publicitate, ce credeți, o să ne întoarcem cu Alexia, care era interstelară, iar acum Alexia ne cântă altă piesă, nu? Intergalactică, sper. Asta e mai terestră puțin, e peste mări și mai departe. Imediat după publicitate ne întoarcem, oameni buni, aici de peste oceane, în câteva secunde suntem înapoi.